Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de 171 ediție de analize economice. Proiectul Unii Viitorul își privesc eu o analiză pe care o puteți urmări pe pagina oficială a instituțiilor noastre sau pe pagina mea unit.md. Suntem la început de toamnă și avem o zi mai specială, o zi care ne leagă pe toți noi. Deci nu există în Republica Moldova macro-persoană care nu au avut mult timp petrecut alături de cei care numim noi profesorii noștri. Noi în analize economice deja avem o perioadă lungă de când discutăm și am vorbit sub diferite aspecte. Am vorbit despre educație, despre sistemul învățământ superior, despre copii în școli, despre instituții de învățământ, studenți, tot ce doriți am discutat noi, cu excepția unui lucru. Educația este bazată sau ceea ce ne permite nouă să vorbim dacă avem sau nouă educație pe profesori. Astăzi, în primul rând, vreau să felicit toți profesorii din Republica Moldova. Mă număr și eu printre ei. Am lucrat foarte mulți ani, începând cu anul 96, când eram încă student, am lucrat profesor și până nu de mult, și acum mai profesez, dar mai rar. De ce felicit toți profesorii din Republica Moldova. Vreau să spun că sunteți partea cele mai mari echipe din țară. Noi avem în sectorul bugetar, sistemul de învățământ este cel mai mare sector, iar în economia națională este a doilea ca mărime și de aceea chiar merită să atragem atenția. Voi vorbi azi anumite cifre, unele mai plăcute, unele mai puțin plăcute, unele mai îngrijorătoare, dar cine sunt profesorii noștri, cât sunt ei, cu ce se ocupă ei sau, de fapt, mai mult așa prin lumea cifrelor, restul le puteți găsi. Da, de fiecare dată trebuie să menționez că datele de regulă îi folosesc la Biroul Național de Statistică, nu dau de fiecare dată referință din simplu motiv că consider că toată lumea și așa știe că cei care furnizează cel mai mult date în Republica Moldova este Biroul Național de Statistică și alte instituții care dau anumite date specializate. Dacă ne uităm atent la top 10 ramuri ale economiei naționale cu cel mai mare număr de salariați, vedem că pe locul întâi este comerțul cu ridicată, cu 17,8% sau 112.000 persoane lucrează în domeniul comerțului, iar pe locul 2, nu cu mult mai departe, este cea mai mare ramură din sectorul bugetar și a doua din economia națională, și anume în sistemul de învățământ, toate formele de învățământ și toți angajați din sistemul de învățământ, cu profesori avem mai puțin, cu 91.000 de persoane, deci încă o dată repet, asta este numărul total al angajaților și din sectorul privat și din sectorul public, ceea ce reprezintă aproape 15% din totalul celor, salariați, că noi angajați avem cu mult mai mult, dar eu vorbesc de cei salariați care lucrează oficial, fără cei de circa 250.000 de oameni care lucrează, dar nu au un carnet de muncă. Pe locul 3 deja le vedeți și dumneavoastră, dacă veți avea interes, veți uita, dar încă o dată vreau să repet, felicit profesorii care toți în viața noastră legată de ei, sunt cei mai mari în sectorul bugetar și pe locul 2 în economia națională, fiind depășiți doar de cei din comerț, când la noi știți cum în ziua de astăzi, cam comerț avem, mai departe cam greu. Dar după cum vorbim în economia națională, profesorii avem 15%, aproape 15%, mai puțin diferit stau lucrurile prin teritoriul Republicii Moldova. Am vrut să mă uit, am luat anul 2023, știind cam cât salariați, nu știind cam cât, dar Biroul de Statistic ne dă cât salariați oficial sunt în fiecare raion, după aceea să știm câți lucrează sistemul de învățământ, toate formele în fiecare raion, și observăm că mai jos decât media națională sunt doar 3 unități administrative teritoriale. Basarabeasca, municipiu Chișinău și municipiu Bălți. Din ce cauză? Din cauza că aici sunt mai multe întreprinderi și este sectorul real și, de fapt, număr de profesori ponderat la număr total de salariați în Chișinău este la 9%. În schimb, avem câteva raioane, le-am luat top 5, dacă doriți, cumva pot să le public și pe toate, nu e o problemă, unde profesorii fiecare treilea om. Deci, practic, în aceste raioane nu există activitate economică, nu există niciun fel de lucru și atunci profesorii sunt unicii care, să zicem, care lucrează. Deci fiecare a treilea salariat din raionul Cantimirte, Elenești, Sporeni este profesor. Deci practic în afară de profesor, acolo mai ai medici în sectorul ce mai avem noi acolo, administrația publică, și cam s-a terminat cu salariația în raioanele date. Deci 30% avem raioane, 30% lucrează profesori.
Cine sunt ei cei din sistem de învățământ? Că noi vorbim de profesori sistem de învățământ, vedeți că vorbim diferit, diferit, noi avem așa. Dacă am împărțit sistemul de învățământ, astăzi vreau să includ și pe cei din învățământul preșcolar, deci ceea ce spunem noi grădinițe. Avem și acolo persoane, avem educatori, sau cadre didactici, cum ne spunem acum, avem administratori, deci directori de grădinițe și avem personal auxiliar, deci avem învățământul preșcolar, după aceasta avem învățământul general, școala primară, gimnaziu, liceu, după aceasta avem învățământul profesional, mai departe merge învățământul superior, care include inclusiv și doctoranță. Deci, în total, noi, în sistemul nostru educațional, am avut în 2.124.400 de persoane, dintre care profesori în instituții de învățământ toate, începând cu școala primară și terminând cu universitate, erau 52.000 aproape. În învățământul preșcolar, în școli, toți cei care activau erau sub 9.000 și restul persoanelor care activau învățământ erau 63.600. Astăzi noi avem 33.300 în învățământul tot sistemul de educație. În domeniul preșcolar, vedeți, a crescut, peste tot loc a scăzut cu excepția preșcolarul, cu 12, a ajuns 12.600, o creștere aproape 50% și restul personalului care lucrează în sistemul învățământ în spază 5.500. Când spun restul personal, noi avem alte forme de învățământ, cum ar fi școlile sportive, școlile muzicale, deci personal auxiliar, deci în total avem încă 45.000. Un lucru interesant, care mi-a atras atenția și mi s-a părut că merită tot atenția noastră să o spunem, este învățământul preșcolar. Deci învățământul preșcolar, cei care au uitat, vreau să vă amintesc, prin anii 2000, rata de încadrare a copiilor în învățământul preșcolar era destul de redus, era micuță, poate anul viitor vă publica și câți erau ei. Acum am ajuns cu o școlarizare foarte înaltă, practic în fiecare localitate avem grădinițe. Apropo, ce trebuie să mulțumim Guvernul României, cel care ne-a ajutat ca să renovăm grădinițe și unde a trebuit, chiar am reparat definitiv, poate s-au construit grădinițe noi, dar alt indicator este educatori cu studii superioare în sistemul preșcolar. Dacă ne uităm atent, în 2005, mai puțin de o treime din educatori aveau studii superioare. Deci majoritatea celor care se ocupau cu copiii noștri în grădiniță erau oameni de bună credință, cred că educatori foarte buni, dar fără studii, fără studii superioare. Astăzi 65% sunt cu studii superioare. De fapt, lucrurile s-au inversat. Lucru, după mine, trebuie apreciat și nu știu cine a depus acest efort, cum s-a realizat acest lucru, sincer nu știu, dar după mine este o cifră impresionantă care am considerat util să o arăt la noi. Astăzi s-a inversat lucrurile, dacă cândva mai puțin de o treime aveau studii superioare, astăzi mai puțin de o treime nu au studii superioare. Haideți să ne uităm cum s-a modificat numărul de salariați în sectorul bugetar, în sectorul de învățământ în acești 25 de ani. În total s-au redus cu 33.000, dintre care cel mai mult învățământul primar și secundar. Evident că aici erau cei mai mulți, aici erau cei mai mulți copii, s-a redus numărul de copii și am ajuns la 16.400, s-a redus. Pe locul 2, instituții de învățământ profesional și tehnic. Aici, practic, avem reducere cea mai mică, 0.700, deci 700 de persoane. În învățământul superior, 1.600, dar 1.600 comparativ cu 2.000. N-am comparat cu anul 2010, când am atins maximă. Învățământul timpuriu, de ceea ce vorbim noi de învățământul preșcolar sau grădiniță, a crescut, este unicul sector unde avem o creștere și este determinat de faptul că cândva la noi, în special în zonele rurale, nu prea aveam grădiniță, copiii nu mergeau la grădiniță, foarte puțini mergeau, cândva asta 25 de ani în urmă, cine a uitat, iar acum practic toți copiii au posibilitatea să meargă la grădiniță și a crescut cu 3.37.000, iar în total s-a redus cu din restul sectorului cu 18.100.000. Evident, nu pot compara învățământul superior cu învățământul timpuriu, numărul de persoane este diferit, de aceea am zis, hai să o luăm în procente.
În procente, situația este în felul următor. Numărul total de salariați s-a redus cu 26%, cel mai mult în învățământul primar și secundar, deci în școli, cu aproape 40%, în instituții superioare s-a redus cu 30% dacă comparăm cu 2000, deci toate comparația 2000, dar dacă luăm învățământ superior, că am avut o creștere până în 2006-2007, atunci scădere cu 45%, deci cel mai dramatic scădere avem în învățământ superior, deci cauza că s-a redus numărul de studenți de peste 2 ori. Deci încă numărul de profesori s-a redus mai puțin ca numărul de studenți. În prezent, practic, profesorii, să zic așa, normele lor nu prea e unii încărcat cu muncă din simplu motiv că studenții nu sunt, dar profesori sunt mai mulți decât studenți comparativ cu acum 10-15 ani. În instituție profesională tehnică, am spus, cel mai puțin s-a redus. În învățământul timpuriu a crescut cu 42% și în restul sectoarelor cu 28%. Un lucru important mi s-a părut de remarcat, nu pot să zic că este ceva care foarte tare să aruncă în ochi, dar oricum este de observat. Eu am luat și am împărțit învățământul secundar în primar și secundar, deci școli. Ceea ce știm noi, școala primară, gimnaziu, liceu, deci fostele școli, cei care de vârsta mea, altfel nu împărțăm. Dacă nu uităm atent, în sectorul bugetar, numărul de profesori a scăzut cu peste 10.000, am avut 37.000, acum avem 25.000, dar este interesant învățământul privat. În anul 2010 erau sub 500 de persoane, erau vreo 400 ceva de persoane, iar astăzi sunt ceva mai mult de 800 de persoane. Deci avem o dublare. În rezultat, număr de profesori în învățământul privat de la 1,3 persoane a crescut, 1,3% a crescut la 3%. Nu pot să zic că învățământul privat în Republica Moldova, nu vorbesc din universități, așa este un subiect aparte și dacă va trebui vă facem o analiză, de acolo mari minuni nu s-a trecut, din contră acolo învățământul privat acum nu e atât de puternic, dar vorbesc de învățământul general, obligatoriu, cel puțin până în clasa 9, unde statul garantează tuturor educația. Uitați-vă că o parte din părinți, nu 3%, s-o leagă mai puțin de 3% de copii, ceva mai puțin, circa peste 2% jumătate din copii din Republica Moldova, chiar dacă au dreptul la un învățământ public, gratis, părinții lor consideră că copilul lui trebuie să învețe cu plată. Poate odată voi face o analiză aparte a sistemului de învățământ privat cu plată în Republica Moldova, dar a crescut destul de puternic numărul de copii și ponderea învățământului privat garantat de stat pe gratis, deci statul care garantează pe gratis, s-a crescut până la 3% în prezent ca număr de profesori, ca număr de copii suntem peste 2,5%, lucru care e interesant. Câți copii revin la un profesor în învățământul școlar, cum am spun eu noi? Am luat-o datele privind învățământul privat, am de doar din 2010, de aceea până în 2010 este doar învățământul public, după aceasta este învățământul privat. Observăm un lucru, până în anul 2000 la un profesor venea ca în 15 copii. Este o cifră mai mult sau mai puțin normală. După aceasta, la noi, numărul de copii scădea rapid, numărul de profesori rămânea relativ constant, chiar dacă scădea, și noi am ajuns în 2010, când învățământul public erau aproape 11 copii la un profesor sau cu 4 copii mai puțin, lucruri care evident era o presiune enormă asupra sistemului educațional, practic profesori aveai, copii nu aveai. De aici s-a început cei care atât de tare se revoltă că am trebuit să facem optimizări. De aici așa a fost nevoie să facem optimizări din simplu motiv că da, profesorii s-au redus, dar copiii s-au redus mai tare. Astăzi nu vorbim despre copii, vorbim despre profesori, de ce nu vă vorbim aici. Acum, după toate aceste optimizări, astăzi am ajuns la 12,9 sau 13 copii la un profesor. A crescut semnificativ față de 2010, dar mai avem încă mult până la anul 2000. Deci observați că noi, după toate eforturile depuse de 15 ani, nici că acum nu ne întoarcem înapoi la perioada 2000. Ca să nu începem a plânge, eu nu am făcut analiza perioada 85-90, că atunci, într-adevăr, când ai
dar acolo cifrele sunt cu mult mai mari. Deci eu am luat perioada așa comparabil 25 de ani, cam cât țin în memoria unui om. Deci chiar cu 25 de ani urmă, noi acum că n-am ajuns la nivelul acela. În învățământul privat, situația era puțin mai diferită, școlile s-au creat, sunt multe motive, au început o copiii la un profesor, iar acum încet, încet viața e presază și acum sunt la 11 copii la un profesor, ceea ce nu este ca la învățământul public, dar acest indicator nu întotdeauna înseamnă că este ceva bine. După mine, e cam mic acesta, 11 copii. Le dorim succes la celor privați, să aibă cât mai mulți copii care învață la ei și să-și poată organiza mai bine sistemul educațional. Cine ne învață pe noi? Noi aici nu vorbim multe calități, voi lua doar pe partea bărbați sau femei. Că după cum bine bănuiți și știți, povara educației în Republica Moldova, așa acasă, dar și la școală, așa de pe mami, pe doamne, deci acasă mami, la școală doamne, deci ele sunt cele care ne învață, ele sunt cele care ne îndrumă în viață, așa că dacă suntem deștepți, știm tare mult, știm că asta a făcut-o doamnele pentru noi. În învățământul timpuriu, deci preșcolar, nu am datele, dar vă pot spune, știți și asta acolo, practic 100% sunt doamne. Greu găsești un educator bărbat în grădiniță. Cred că sunt, dar dacă cineva știe, să-mi dai adresa, că chiar aș vrea să discut cu unul din ei. În învățământul primar și secundar au fost 85% doamne, acum sunt 88%, dacă observați, bărbați dispar din sistemul educațional, deci nu prea vor să lucreze. În profesional tehnic au fost 63% doamne, acum 69% bărbații dispar. Și în învățământul superior, aici situația este, vedeți, cu cât merge mai sus în învățământ, cu atât crește ponderea bărbaților. În învățământul superior a fost 54,4, acum 56,5 doamne și restul bărbați. Observăm două tendințe. Una este, odată cu avansarea în tipul de învățământ, crește ponderea bărbaților și doi, din nefericire, dar nu, poate nu e din fericire, poate în contra din fericire, certe, haideți să dăm aici, nu dau aprecierea, doar fac o constatare, că numărul de bărbați din sistemul educațional dispare și ei se reduc de la an la an în sistemul preuniversitar, da, corect ar fi preuniversitar, în prezent unul din 10 profesor este bărbat, restul sunt femei, lucru care este mai altfel decât a fost chiar acum 10 ani de zile. Acum să ne uităm, îmi cer scuze, aici nu se văd cifrele în graficul acesta, este o eroare de la mine, deci prima coloniță este anul 2013 14 și a doua coloniță este 2023-2024, deci în 10 ani de zile, schimbarea în 10 ani de zile, n-am fost atent că nu s-a în 10 ani de zile cum s-a modificat. Care este vârsta medie a profesorului? O ceteți dumneavoastră, fără să vă spună domnul Ioniță, profesori în Republica Moldova, vârsta lor medie crește. Deci am pus în comparație și vârsta medie în economia națională, în anul 2013-2014, adică 10 ani în urmă, vârsta medie a unui lucrător era 41,2 ani, a unui profesor 46,7. 5 ani în urmă, un lucrător 42,2, un profesor 48,1. În acest an, un lucrător 43,3, un profesor 49,6. Dacă mergem tot așa, în anul de învățământ 24-25, cel mai probabil ne apropiem de 50 de ani, cred că într-o an, doi, vârsta medie a profesorilor va depăși 50 de ani. Dacă observăm, în 10 ani vârsta medie a unui lucrător din economia națională a crescut cu 2 ani, vârsta medie a unui profesor a crescut cu 3 ani de zile. Deci, practic, îmbătrânim. De ce așa asta se întâmplă? Haideți să ne uităm la un alt grafic. Ponderea profesorilor până la 30 de ani și a celor de peste 60 de ani. În anul 2013, 10 ani în urmă,
Număr de profesori până la 30 de ani și cei până la 60 de ani. Deci până la 30 de ani sunt cei care intră în sistemul educațional, cei după 60 de ani care trebuie să iasă din sistemul educațional. Da? Deci el nu iese, n-al făgărim, dar încet, încet pleacă. După cum până la 30 de ani ei intră încet, după 60 încet începe a pleca. Deci erau mai mult sau mai puțin egal. Sper că voi găsi date și mai vechi decât 2015, acum le avem, poate vom reuși să dăm de aceea 15 ani la anul. Deci erau relativ egale, erau 13,7% până la 30 de ani, 15% după 60. După aceasta, vedeți, crește diferența, iar astăzi vorbim de datele 23-24, acum deja suntem în anul de educație 24-25, avem 7,7%, sau o scădere de două ori a ponderii celor până la 30 de ani, practic profesori tineri dispar din școli. Acum când mergi în școală și vezi un profesor tânăr, trebuie ceva, cum mai merge prin Chișinău și a vedea un elefant pe drum, deci e ceva foarte rar să vede. Și profesorii în vârstă, deci, haideți să nu vă folosesc cuvântul în vârstă, dar profesorii de peste 60 de ani, deci să le dea Dumnezeu mult sănătate și să-i aduci copiii noștri, că ei deja sunt 22%, cu o tendință clară, dacă observați, 4% la fiecare 5 ani. Practic, cu un procent pe an crește. 21,7%, anul viitor vor fi 23% aproape și tot așa. Deci, în fiecare an, aproape cu un procent, un punct procentual crește ponderea profesorilor de peste 60 de ani, iar celor sub 30 de ani de zile, practic, dispar. Nu dispare așa o noțiune ca profesor tânăr sau sub 30 de ani în instituțiile de învățământ. Și încă două grafice care să ne permită să înțelegem ce e cu viața profesorilor, cum o duc ei, ce este la ei, este salariul mediu din sistemul educațional raportat la salariul mediu pe economie. În 2010, vedeți, salariul mediu pe economie era aproape 3.000 de lei, salariul în educație era 2.360. În 2023, salariul mediu pe economie era 12.355, în educație era 10.046. În 2024, estimăm că salariul mediu pe economie va fi circa 14.300, în educație va fi 11.726. Dacă ne uităm atent, pe parcursul la 15 ani de zile, salariul din educație este cam cu 17, de la an la an, plus minus 17-20%, eu am la 17,5% cum acum, deci cu 18-20% mai mic decât salariul mediu pe economie. Dar după cum bănuiți, asta este media națională, dar nu așa se întâmplă prin teritoriu. Dacă ne imaginăm că avem un profesor, dar el sunt în raioane, spre exemplu în Chișinău, salariul profesor este mai mare. În alte raioane este ceva mai micuț, legat de mai mulți factori, nu anume profesor, dar legat de vârstă, de studiile care le are, structura sistemului educațional. Deci salariile diferențiază pe sistemul de învățământ în general, că aici avem și la diferite forme de învățământ, salariul este diferit, dar eu am luat media. Însă am vrut să văd, știți, noi vorbim statutul social al profesorului sau care este salariul lui în comparație cu restul. Și dacă observăm, avem raioane unde salariul la profesor este chiar mai mare decât media din raion. Spre exemplu, în Dubăsari, un profesor, dacă media națională, profesorii au aproape cu 20%, un salariu cu 20% mai mic decât salariul pe media națională, atunci avem raioane unde salariul la profesor este cu 6,5% mai mare, cum este în Dubăsari. Vreau să mai menționez că în zonele rurale salariul la profesor este și mai mare. Ce vreau aici să spun? Cât n-ar fi de spraniu, problema nu este în salarizare până la urmă. Cred că sunt mai mulți factori care determină de ce nu avem profesori în sistemul educațional și de ce îmbătrânesc profesorii. Din simplu motiv, trebuie să găsim care sunt factorii. Cred că asta o simplă analiză economică este prea puțin. Dar noi avem sate sau zone, nu sate, dar zone întregi, cum este, spre exemplu, la Dubăsari, Glodenia, numai asta sunt în multe raioane, unde salariul unui profesor este cu nu cu 6%, dar cu 10-20% mai mare decât salariul mediu care este în localitatea dată. Deci, altfel spus, în prezent, în foarte multe raioane, statutul profesorului este mai bun, deci el are un salariu cu mult mai bun decât restul care trăiesc în jurul lui și lucrează oficial. Deci vorbesc de cei care lucrează. La partea opusă, deci noi avem un singur,
unitate administrativă teritorială, unde salariul este mai mic decât salariul mediu din regiune. Asta este municipiul Chișinău și aceasta se explică prin faptul că în Chișinău salariul este circa cu 20% mai mare decât media națională. Altfel spus, aici profesorii nu au un salariu mai micuț sau cei din sistemul de învățământ nu au un salariu mai micuț ca în alte părți a Republicii Moldova. Dar deoarece salariul în Chișinău este cu mult mai mare, se primește că ei comparativ, nu cu alți colegi de-al lor din regiune, dar ei comparativ cu vecinii lor au un salariu mai micuț. Comparativ colegii lor de Breasla au un salariu mai mare. De aceea pe aici nu vin nici cu o recomandare cumva să ridicăm salariul în Chișinău sau celălalt acesta. Nu, din contră, mi se pare acest sistem unul care cumva încearcă să mențină sistemul de educație la periferie Republicii Moldova, unde noi ducem cel mai mare deficit de cadre, toate că și în Chișinău se duce un deficit mare de cadre. Cert este că statutul profesorului astăzi, în foarte multe regiuni, salariul lui comparat cu restul este cu mult mai bun, lucru care cum? Trebuie apreciat. Eu cred că lucrul acesta așa și trebuie să fie. Eu îmi doresc foarte mult ca într-un viitor apropiat salariul mediu din sistemul educațional să fie cel puțin cu vreo 20% decât în media națională, iar profesorii să aibă un salariu și mai bun, că noi aici vorbim de toți în sistemul educațional. A, da, aici, apropo, când vorbim de sistemul învățământ, nu mă refer doar la profesori, de la toți care lucrează în sistemul învățământ și avem foarte multe profesii care au salariu destul de modest, dar profesorii au un salariu mai mare decât media pe sistemul învățământ, plus minus comparabil cu cel cu media națională. În final, încă o dată vreau să felicit profesorii cu această zi frumoasă, ziua profesorului. Vă dorim să aveți mulți ani sănătoși, să ne, cum ne-ați învățat pe noi, să învățați copiii noștri, nepoții noștri și să nu uităm că cei care ne educ pe noi acasă cel mai desuri sunt mamele și la școală tot cel mai desuri sunt doamnele, ele care domină în proporție de aproape 90% în învățământul preuniversitar și domină puternic și în celelalte forme de învățământ. Vă mulțumesc pentru atenție.